Astăzi a avut loc ședința săptămânală a guvernului, conform așteptărilor, ținând cont că la miezul nopții expiră starea de urgență. Premierul Ludovic Orban a anunțat intrarea în vigoare a celei de alertă. Astăzi, Comitetul Național pentru Situații de Urgență va declara starea de alertă în cadrul situației de urgență provocate de epidemia de coronavirus. Tot astăzi, odată cu declararea stării de alertă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență va institui toate măsurile necesare pentru a apăra viața și sănătatea românilor. Aceste măsuri vor avea caracter de obligativitate și ele vor fi stabilite în baza Ordonanței 21, care reglementează situațiile de urgență, răspunsul autorităților la situațiile de urgență și care stabilesc starea de alertă. Ludovic Orban a anunțat că va trece în fruntea Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin modificarea ordonanței care reglementează acest aspect. În caz contrar, la conducerea acestuia trebuie să treacă vicepremierul Raluca Turcan. Vreau să vă anunț că împreună cu Ministerul Afacerilor Interne am luat decizia pentru a întări autoritatea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, să modificăm Ordonanța 21 și să îmi asum în calitate de prim-ministru conducerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, sigur, secundat de 3 vicepreședinți, de domnul ministru al Afacerilor Interne, Marcel Vela, de domnul ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și, de asemenea, de șeful Departamentului de Situații de Urgență, Raed Arafat. Șeful guvernului le-a solicitat miniștrilor să emită cât mai repede actele necesare pentru starea de alertă. De asemenea, Orban le-a cerut românilor să rămână în continuare vigilenți și să respecte normele sanitare. Însă chiar el, dar și câțiva miniștri, nu purtau mască de protecție la locul de muncă, dintr-un spațiu închis, normă obligatorie pe perioada stării de alertă. Vă solicit o mobilizare pentru a face față trecerii de la starea de urgență la starea de alertă. În calitate de miniștri va trebui să girați cu maximă responsabilitate implicarea în punerea în practică a tuturor măsurilor. Către cetățenii români transmit un mesaj foarte simplu. Fiți responsabili, ca și până acum, respectați toate măsurile care sunt instituite de autorități, pentru că aceste măsuri nu au alt scop decât acela de a vă apăra sănătatea, de a vă apăra viața, de a vă feri de pericolul infectării cu COVID-19. Pe de altă parte, însă, premierul nu a fost foarte clar în ceea ce privește data intrării în vigoare a stării de alertă, deși a declarat că va folosi orice pârghii pentru ca aceasta să intre cât mai repede în vigoare. Nimic nu ne va împiedica să luăm toate deciziile necesare pentru a putea să facem față în continuare provocării generate de această epidemie. Astăzi va trebui să adoptăm actul normativ, ordonanța de urgență, prin care să reglementăm toate măsurile necesare pentru trecerea de la starea de urgență la starea de alertă, în special acele măsuri care vizează drepturile ale cetățenilor, facilități pe care le-am acordat în perioada stării de urgență și pe care le vom prelungi și dincolo de starea de urgență. Dacă nu se va găsi o formulă legală până la miezul nopții pentru reglementarea situației, atunci până luni, când va intra de drept în vigoare starea de alertă, românii nu vor mai avea restricții.